cum e pentru tine Sergiu, nu pentru psihologul Sergiu Toma, să vorbești despre vulnerabilitatea bărbaților? Mă simt un pic protejat, probabil, de profesie, pentru că tot timpul pot să dau vina pe... Nu că-ți dau vina, dar să mă scuz cu faptul că o fac pentru că specialist, dar nu pentru că sunt bărbat. E un scut așa care mă protejează. Dar, în general, eu am o poftă a vorbi despre tema asta. Și cred că ca orice om există o parte omenească, ceva omenesc din experiența mea de viață care mă face să vorbesc despre asta. Dar de mai curând o sete profesională de a aborda subiectul ăsta. Adică mie mi se pare că... El e Sergiu Toma, psihoterapeut de familie și cuplu și director executiv al Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale. Sergiu atrage atenția adesea în spațiul public asupra nevoilor emoționale ale băieților și a bărbaților. I-am propus să cercetăm aceste nevoi și într-un dialog în laboratorul social și de această dată să ne concentrăm în mod special pe sensibilitatea și vulnerabilitatea bărbaților. Iar cu această ocazie să aducem în discuție nu doar experiența lui ca psiholog, dar și pe cea personală, ca bărbat. Adică mie mi se pare că a vorbit despre... Noi nu suntem... Nici eu nu sunt. Cred că profesia m-a ajutat să învăț să vorbesc despre mine. Să mă prezint într-un fel anume. Până atunci încercam să o fac așa cum sunt învățați mulți băieți să o facă, să nu vorbești tu despre tine, ci să vorbească faptele pentru tine. Și asta nu e un lucru ușor, să transpui asta în cuvinte, pentru că tu mergi un pic împotriva curentului. Curentul care spune că nu vorbești tu despre tine, vorbesc alții despre tine, vorbesc faptele despre tine, cineva, numai nu tu. Împotriva curentului nu e doar îndrăzneala și capacitatea de a vorbi despre tine însuți. Împotriva curentului e însăși ideea de a vorbi despre nevoile emoționale ale bărbaților, odată pentru că suntem în plină epocă a emancipării feminine și doi, pentru că emoțiile și bărbăția sunt două noțiuni care de-a lungul timpului s-au exclus una pe alta. A fi bărbat și a avea emoții e egal cu, de fapt, a nu fi bărbat. Avem de două ori mai mulți băieți care sunt afectați de bullying decât fete. Avem de două ori mai mulți băieți care suferă de abuz și violență în familie. Avem 90% dintre toate infracțiunile care se fac de minori făcute de băieți. Asta e îngrijorător. Și băieții ăștia se transformă în bărbați după aia, care ajung în statisticile cu privire la violența în familie, care ajung în statisticile... Sergiu aduce argumente și cifre din spatele cărora se aude un strigăt de alarmă, dar și de ajutor. Nu e deloc simplu să faci loc discuțiilor despre băieți și bărbați atunci când focusul organizațiilor e pe drepturile femeilor, pe nevoia de a proteja victimele violenței, care de cele mai multe ori vine din partea bărbaților. Doar în 2022, în Republica Moldova, 40 de femei au murit din cauza bătăilor partenerilor lor. Dar oare aceste subiecte se exclud reciproc? Eu nu pretind că știu care este vocea bărbaților. Eu cunosc o parte din ea. O parte din vocea asta o aud atunci când lucrez la cabinet. O altă parte o aud atunci când ascult, de exemplu, poveștile femeilor despre bărbații lor care i-au rănit, care i-au făcut să doară. Și o altă parte este ceea ce urmăresc și văd în spațiu public, că se vorbește sau în cazul subiectul ăsta nu se vorbește. Și eu știu de ce anumiți factori de opinie nu fac asta și le înțeleg intenția pozitivă de a încerca să scoatem anumite subiecte în discuția publică și să nu le scoatem pe altele. Ai putea avea deja câteva presupuneri de ce Sergiu, ca bărbat, consideră important să vorbească despre nevoile bărbaților. Imediat vei descoperi toate nuanțele argumentelor lui. Dar aș vrea să spun de ce și pe mine, ca jurnalistă și ca femeie, mă preocupă acest subiect. Ca jurnalistă, am ales să abordez sensibilitatea și vulnerabilitatea bărbaților pentru că este un subiect tabu. Iar aici, în laboratorul social, tocmai asta mi-am propus, să punem în discuție subiectele importante, dar evitate din diverse motive. Tu în ce relație ai fost de-a lungul timpului cu propria ta vulnerabilitate? O perioadă nu o cunoșteam deloc. Într-o societate tradițional patriarhală, bărbaților li se cere să fie puternici, curajoși, hotărâți și sunt blamați dacă sunt sensibili, dacă își arată vulnerabilitatea, dacă cer ajutor. Și așa sunt educați băieții de la vârste foarte mici.
uite, din experiența pe care tu o ai la cabinet, care e atitudinea bărbaților? Ce simt ei față de vulnerabilitatea lor? Victoria, ei nu au acces așa de ușor la această vulnerabilitate. De ce pe mine, ca femeie, mă preocupă acest subiect? Pentru că eu cred că evitarea discuțiilor despre nevoile emoționale ale bărbaților mă afectează pe mine direct. Dacă nu vom vorbi despre nevoile emoționale ale bărbaților, presiunile sociale tradiționale legate de ce trebuie sau ce nu trebuie să facă o femeie vor rămâne la fel de mari, chiar dacă vorbim atât de mult despre emanciparea femeilor. Eu nu vreau să trăiesc într-o societate care mă blamează pe mine ca femeie că am lăsat copilul cu tatăl și am ales să lucrez. Sau și mai rău, m-am dus într-o vacanță cu prietenele, de parcă un copil rămas cu tatăl ar fi un copil părăsit. De parcă doar mama poate, trebuie și are dreptul să aibă grijă de un copil. Și nu vreau să trăiesc într-o societate care ia în derâdere bărbații care schimbă scutece, gătesc, își asumă grijile gospodărești, bărbații care își sprijină emoțional fiica sau fiul, bărbații care știu și vor să fie blânzi și la rândul lor au nevoie de blândețe. Nu vreau să trăiesc într-o societate cu bărbați distanți, duri și violenți, care pot fi colegii mei de serviciu, rudele și prietenii mei, dar și polițistul, medicul sau politicianul, de a cărui decizie poate depinde viața mea. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. O perioadă de timp m-am revoltat așa în interiorul meu pe subiectul ăsta și după aia am zis ce bun în asta că mă revolt pe intern și nu fac nimic cu asta. Hai să vorbesc. Și am început să vorbesc. Și am început să vorbesc pe online, am început să vorbesc uneori în întâlniri mai personale cu colegii de breaslă și uite așa am scăpat ușor de nevoia asta de a-mi lupta cu mine însumi sau de a aștepta ca cineva să o facă. Uite, când analizăm, de exemplu, statisticile cu privire la provocările pe care le are Republica Moldova, mie mi este foarte straniu de ce din statisticile astea nu se văd și nu se arată și nu se transformă statisticile astea în subiecte de campanii pe tema sănătății, de exemplu, mentale a bărbaților. Bine, asta nu înseamnă că nu se întâmplă ceva important sau lucruri care afectează sau influențează în sens pozitiv și bărbații, dar eu cred că noi avem o anumită ignoranță față de provocările pe care le-au băieții și bărbații mai cu seamă și o ignoranță explicabilă. Deci nu ignoranță pentru care putem acuza pe cineva și nu asta era intenția mea să o fac, ci era să zic, eu înțeleg intenția pozitivă a oamenilor, de exemplu, să vorbim despre provocările fetelor, despre problemele pe care le au femeile, pentru că sunt atât de multe nedreptăți care trebuiesc contracarate. Însă eu nu cred că dacă vorbim despre una dintre sexe, facem bine ambelor. Eu cred că dacă vorbim despre ambele sexe, facem bine ambelor. Și eu cred că trebuie să ne obișnuim să vorbim despre ambele sexe, despre vulnerabilitățile ambelor sexe în egală măsură. Și cred că ce încerc eu să fac este să pun ceva pe cealaltă parte a balanței și să zic că a face bine femeilor și bărbaților din Moldova înseamnă a vorbi despre femei și bărbați. Nu înseamnă a vorbi doar despre femei. Și de ce spun asta? Pentru că noi am avut și avem organizații, instituții preocupate de problemele fetelor și a femeilor. Și asta este fantastic. Și așa trebuie să continuă lucrurile. Doar că eu ce cred, suplimentar la asta, este că trebuie să adăugăm acolo și despre provocările băieților și a bărbaților. Și dacă vrei, am să-ți spun câteva cifre care să te îngrijoreze. De exemplu, că avem de două ori mai mulți băieți care sunt afectați de bullying decât fete. Deci din 3.000 și ceva de cazuri raportate în prima jumătate de an, circa 2.500 sunt băieți, deci mai mult de jumătate. Avem 65% din toți copiii cu cerințe educaționale speciale care toți băieți sunt. Avem de două ori mai mulți băieți care suferă de abuz și violență în familie, adică sunt mai mulți băieți afectați de asta. În același timp avem o rată mortalității mai mare în rândul băieților, deși se nasc mai mulți băieți decât fete, dar mai degrabă decedează băieți în primul an de după naștere. Avem 90% dintre toate infracțiunile care se fac de minori făcute de băieți. Asta e îngrijorător. Noi avem mult mai puțini băieți decât fete care ajung în învățământul superior. Nu cardinal diferit, dar e cam 60-40, dacă nu greșesc. Adică sunt mai puțini băieți care ajung să aibă studii superioare. Și băieții ăștia se transformă în bărbați după aia, care ajung în statisticile cu privire la violența în familie, care ajung în statisticile cu privire la crimă și infracțiune.
Pentru că doar celui căruia ori îi pasă atât de mult doar de un lucru și nu vrea să o vadă pe ăsta, îl ignoră. Și vreau să-ți spun o chestie. Ignoranța asta am văzut-o și în societăți care pretind a fi democratice. Eu cred că este o ignoranță istorică pe care o avem noi și la ea contribuie și bărbații și femeile. Prin faptul că mulți ani ne-am așteptat de la bărbați fi într-un fel anume. Și sub nicio formă nu ne-am așteptat și nu ne așteptăm ca băieții și bărbații să aibă voce. Chiar dacă spunem asta. Plus că nici bărbații și băieții nu sunt obișnuiți să vorbească. Adică chiar dacă îi întrebi, ei o să-ți spună, dar parcă nu-i rău, dar parcă te bine. Adică au voce, dar nu știu dacă pe aspectele care, cum să zic, care țin neapărat atât de... Da. Sau pe aspecte autentice, hai să zic, mai degrabă sunt niște declarații despre ce se așteaptă de la ei, nu? Despre cum trebuie să fii. Și în cercurile de bărbați asta se întâmplă. În cercurile de adulți, de politicieni, de acolo unde sunt mai mulți bărbați, asta se întâmplă. Pentru că ei de foarte curând învață că ca să supraviețuiască, ca să nu fie respinși, ca să nu fie judecați, trebuie să ascundă ceva din ce sunt și să se preocupe nu de ce e în interiorul lor, ci de ce este nevoie de la ei. De ca să facem lucrurile mai concrete, hai. În copilăria ta, și în adolescența ta, care erau mesajele pe care le auzeai tu despre cum trebuie să fii un bărbat, un băiat, un bărbat? Eu auzeam mesaje, de exemplu, că trebuie să fiu mai bun decât tatăl meu. Și asta în momentele în care tatăl meu nu era exemplu pentru mama mea sau ceva nu-i convenea mamei la tata. Și atunci eu auzeam că nu trebuie să fiu ca tata, trebuie să fiu mai bun ca tata. Cred că eu auzeam clasica asta cu plânge, nu plânge, nu plânge, că ești băiat, deși eu mă țin minte destul de timid în copilărie și nu prea ajungeam să plâng, pentru că nu prea ajungeam nici să fac probleme multe ca să plâng, știi, adică eram destul de cuminte și nu mă... Aveam destul de multă libertate din asta pe care nu au acum nici băieții, nici fetele, pentru că sprind și în ecrane, de a explora ograda, de a fugi pe acoperișuri, de a te expune apropo la foarte multe pericole. Care acum cred că ar intra în incidență de neglijență din partea părinților, știi? Auzeam asta în familie, ce ți-am spus. Mai puține lucruri auzeam, cred că, în ogradă. Cred că mai multe lucruri le percepeam cumva, adică nu mi se spuneau ca și cuvinte, dar le deduceai. Că, de exemplu, când vedeai băieți mai mari ca și vârstă, vrei să fii ca ei sau vrei să faci ceva cum fac ei. Nu cred că mi-aduc aminte să fi vrut să fac lucruri, ce să nu mi-aduc aminte, la fete mai mari. Băieții mai mari erau un exemplu pentru mine. Și cum erau aceste modele? Erau diferite. De multe ori te inspira puterea lor fizică, pentru că la o anumită etapă asta era ceva ce îți doreai poate și tu să ai și eram destul de slăbuț la ale mele. Și rămân a fi. În sens că nu am masă musculară foarte multă. Dar îți doreai să fii puternic în sensul fizic al cuvântului. Da, vrei. Pentru că vedeai că puterea pe care o au ei fizică sau capacitatea de a fi periculos le dă anumite avantaje. Oamenii tratează cu un anumit soi de respect și ți se părea că asta e un lucru care dacă l-ai avea tu, ai avea și tu lucrul ăsta. Un avantaj. Da, un avantaj. Și crede-mă, ți este mult mai ușor să te aperi de pericolele care în copilărie și în adolescență vin din partea altor băieți, nu din partea altor fete. Adică sunt mulți băieți bătuți de alți băieți decât de alte fete sau supuși unor pericole. Și atunci supraviețuiești mult mai ușor dacă știi să te aperi, dacă știi să nu fugi, pentru că era o rușine să fugi. Și cred că asta m-a învățat, că e rușine să fugi, că trebuie să stai, să reziști. Dar acum, dacă adult, când te uiți, asta era realitatea sau asta era percepția că asta cu adevărat e un avantaj, forța fizică? Nu, asta era realitatea din ogradă, asta era realitatea de acolo. Pentru că erau alți băieți care veneau din alte părți și modul în care ei se impuneau era prin a fi foarte amenințător fizic. Era o senzație de asta de amenințare fizică, că dacă nu faci ceva sau nu te supui sau nu ești de acord. Există tot timpul parcă senzația asta că lucrurile pot foarte repede evolua într-o lovitură, într-un atac fizic. Și parcă te aflai cumva tot timpul într-un fel de senzație că, cel puțin când mă refer la momentele în care vorbeam cu băieți de care nu-i cunoșteam sau cu băieți din altă parte. Exista această senzație a faptul că, în primul rând, e mai ușor dacă nu ești singur, adică dacă mai ai pe cineva lângă tine. Și bine, asta e un lucru valabil pentru toți, cred. Dar această senzație de ce că ești sub un pericol să fii lovit, împins, bruscat, umilit,
cumva sub o formă fizică deosebită, tot timpul era. Și asta era, pe de o parte, un lucru de care ți-era frică, dar era și un lucru pe care ți-l doreai. În sensul, să faci tu asta altora, pentru că asta era limbajul în care obțineai un statut. Tu ai copilărit în anii 90. Da. În afară de acest model fizic, erau și alte, nu știu, chestii la nivel de fel de a fi, care ți le doreai, care era, sigur, modelul masculin râvnit? Era mai multe modele, nu era unul. Cred că la un moment dat am început, abia acum, cred că cu mintea de acum înțeleg că era atunci, nu știu dacă înțelegeam. Îmi respectam dirigintele. Dirigintele meu a fost un bărbat. Uh-huh. Și a fost profesor și este profesor de educație fizică la școală și noi am avut acest exemplu de bărbat. Pe atunci nu-l priveai ca bărbat, îl priveai ca diriginte, pentru că el era dirigintele tău. Dar acum înțeleg că el era un bărbat la care mă uitam și căutam să admir la el lucruri pe care, de exemplu, faptul că era înalt și este foarte înalt, că era hotărât pe alocuri, chiar foarte des hotărât. Știa ce vrea, știa să vorbească, știa să-și exprime gândurile, știa să țină parte cuiva, știi, să apere pe cineva. Îl admiram sau îl priveam cu mai mare admirație atunci când îl vedeam în calitate de, nu știu, arbitru, pentru că era și este, cred, arbitru la basket, știi, și când faci dreptate, când spui că e corect, nu e corect, știi, elementul ăsta de etică, când ținea parte, nu ținea parte, sau trebuia să fie echidistant, știi, să nu țină parte nimănui, ci să țină parte regulilor. Astea erau momente care, nu știu dacă și le dă el seama că erau importante pentru mine sau pentru alți băieți care erau în jurul lui. Dar prin a observa ce făcea el, vedeam în el ceva ce aș vrea să fac și eu. Și el a fost un exemplu, în afară de tatăl meu. După care, cred că am avut mai multe exemple din astea de bărbați care nu i-am văzut niciodată în viață. Da, știi, lucruri, oameni pe care, bărbați care îi vedeam la televizor sau bărbați care îi vedeam în desene animate sau modele de bărbați, pentru că, de exemplu, Robin Hood e un prototip a unui bărbat. Da, uh-huh. Care face un fel de dreptate, dar fiind și el cumva bandițel. La acest element al curajului și al eticii, cred că m-a inspirat cel mai mult. Să faci dreptate doar că în sensul în care să nu suferi ceilalți. Să-i protejezi, dar să-i și ajuți într-un anumit fel. Dar și după aia, când m-am maturizat mai mult spre majorat, am început să fiu mai atent deja la oameni din profesie sau într-un spațiu public pe care puteam vedea la televizor vorbind, adică oameni reali, nu personaje din filme. Țin minte că exista un oarecare serial pe atunci, poate îl ții minte și tu, se numea X-Files. Și acolo era un oarecare David Duhovny, actorul. El pentru mine a fost foarte mulți ani un felul lui de a fi și modul cum era construită toată narațiunea în interiorul filmului mi se părea că dacă aș fi așa ca el, ar fi fantastic. Să ai o viață plină de aventuri, plină de situații curioase în care tu să fii cumva util împreună cu cineva, pentru că el avea o parteneră acolo de echipă, de care parcă era îndrăgostit, dar parcă nu, e că tot filmul era întins în ideea asta, o să fie împreună, ori nu o să fie împreună. Dar iarăși, Victoria, acum îmi dau seama despre asta. Atunci nu îmi dădeam seama că mă uit la filmul ăla și mai cu seamă mă inspiră sau mă atrage el. Nu îmi dădeam seama. Dar îmi dau seama cât e de important că aceste exemple au existat. Pentru că eu cred că băieții au nevoie de foarte multe exemple masculine pozitive. Și găsești foarte rar, și astăzi, cum găseam. Eu am avut norocul de un diriginte băiat. Bărbat. Dar în educație găsești foarte puțini bărbați. În educația preșcolară practic nu există bărbați. Numeri pe degete, cred că. În sistemul universitar un pic mai bine, dar acolo nici băieții nu sunt așa de... Deja acolo băieții sunt bărbați când ajung, știi, deja ai nevoie de altceva. Poate eu sunt mai norocoși cei care... Și eu am apucat un timp să fac sport și dacă ajungi în vreun oarecare sport, mai găsești acolo un antrenor mai des decât o antrenoare. Da, și ei au avut o contribuție deosebită pentru că cred că identitatea pe care mi-am construit-o nu este identitatea unui exemplu, ci o combinație a lucrurilor pe care le-am observat la mai mulți. Și chiar și exemplele care au fost proaste, tot au fost exemple în sensul că ele au fost importante pentru că ai înțeles cum nu e ok, cum nu trebuie să faci, cum nu trebuie să te comporți și el tot au ajutat. Dar în toate aceste modele era pe undeva, măcar de la, nu știu, de la vreun model, ai primit vreodată sau mesajul că e ok să fii sensibil ca bărbat? Nu, nu cred. Uite, tatăl meu a fost tot timpul un exemplu de sensibilitate, dar știi în ce sens? El nu prea își arăta emoțiile. Dar asta nu înseamnă că eu nu le vedeam.
Adică, uite, copiii dezvoltă o chestie tare interesantă când ei pot presupune sau simți cumva tristețea părintelui. Și tații de multe ori sunt destul de enigmatici pentru copii, pentru că vorbesc puțin sau mai puțin adesea și asta îi face mai puțin transparenți, mai puțin clar pentru copii. Taică-miu a muncit o perioadă de timp, lungă perioadă de timp, în ceea ce se numea atunci sutcă. Da, adică mergea cu noaptea și eu îl vedeam abia dimineața și eu mă trezeam, dar el se culca pentru că venea din muncă. Mai ales pe timpul verii, eu țin minte momentele astea în care eu îl rugam pe tata să n-adoarmă pentru că vreau să mă joc cu dânsul. Dar el era obosit. Și acum băieții, cred că mai cu seamă băieții și fetele, cred că în egală măsură, dar poate pentru că mamele sunt mai des prin preajmă, pentru mai mulți băieți și fete, mamele sunt mai clare, vorbesc mai mult, poate se învârt mai mult în jurul lor, îi întreabă mai des ceva și sunt antrenate și mamele și tații să fie într-un fel anume. Ori ne așteptăm de la mame și tații să fie într-un fel anume. A fost un exemplu de sensibilitate, pentru că taică-meu, chiar dacă nu vorbea și nu vorbește, el nu e foarte vorbăreț la ale lui, dar el a fost un exemplu de sensibilitate. De exemplu, când mama spunea ceva și era foarte deranjată de ceva, el putea să dea o reacție de ceva de genul, nu, ce să-i faci? Ca și cum înțeleg, dar ce să fac? Adică e greu omului. Și asta era un exemplu de empatie, știi? De, care acum, nu știu dacă se găsește ușor, exemple de empatie în rândul bărbaților. Noi căutăm mai des exemple de severitate, de, nu știu, fermitate la bărbați, nu căutăm exemple de empatie. Și este foarte greu să le îmbini, apropo. Să fii și curajos, și ferm, și sensibil, și emotiv. Asta e foarte complicat. Noi cerem un lucru practic contradictoriu bărbaților de astăzi. De altfel și femeilor îl cerem, tot e contradictoriu. Pe de altă parte spunem, fii mai hotărâtă, dar în același timp rămâi mamă și rămâi femeie drăgostoasă și nu știu ce. E cam aceeași contradicție o cerem. Și îmbinarea lor este mult mai complicată. Doar că un lucru care l-aș adăuga este că dacă în cazul femeilor noi vedem o anumită emancipare sau o anumită tendință de a construi, nu știu, proiecte, programe care să le susțină acest parcurs, în cazul băieților și bărbaților nu prea. Și de asta eu cred că ei sunt mai înstrăinați într-un fel anume, se simt mai înstrăinați în societatea asta. Ei sunt obișnuiți să nu se plângă. Aveți vreodată bărbați care să iasă în față și să facă marșuri că ne simțim, nu știu... Îndreptățiți într-un fel. Da, ne îndreptățiți că trebuie să luăm joburile cele mai periculoase din lume sau să ne expunem viața sau să fim, nu știu, soldați și să murim pe... N-ai văzut soldați să iasă și să se revolte că nu mai vor să fie soldați sau vor condiții umane, bine... Exagerez un pic, dar tocmai pentru ca să spun că nu că doar nu ne așteptăm noi, cei care medităm la subiectul ăsta, nici cei care meditează la subiectul ăsta nu se așteaptă. Eu când spun, mai spuneam un timp prin atelieri, când povesteam despre violență în familie, întrebam, cum crezi, de ce nu există o asociație care ar promova drepturile bărbaților? Și cel mai des oamenii râdeau când dădeam întrebarea asta. Ce asociații, de ce le mai trebuie? Adică e ca și cum ești așa pe cal în toate domeniile și începe a număra statistica asta foarte parțială despre ce înseamnă putere, da? Cât sunt conducere, cât nu sunt conducere și cine a fost vreodată în conducere știe că nu-i miere în conducere. Și nu știu ce ține pe unii în posturile astea, pe cei cel puțin care sunt sensibili și înțelegători. Da, uite, mesajele astea pe care le-ai auzit tu și le aud băieții, dar să vorbim despre cazul tău, despre cum trebuie să fii puternic. Cum te-au influențat în timp? Ele te ajută să devii mai puternic? Ele au și bine și rău în ele. Ele cu siguranță că te ajută pentru că oricine în momente dificile are nevoie să se mobilizeze și să dea deoparte impresiile, gândurile și să facă ceva ce nu-i place să facă. Ori să meargă până la capăt, chiar dacă ar lăsa totul și s-ar cufunda într-un bocet, știi? Și asta are partea lui pozitivă, pentru că te învață această perseverență. Pe de altă parte, este foarte greu să fii permanent așa. Adică să îți ceri, să-ți impui să fii așa foarte des. Sau permanent, pentru că tu vii de la muncă și tu trebuie și acasă să fii într-un fel anumit. Să așteaptă lumea să fii ferm. Stâlpul casei. Stâlpul, exact. Umărul familiei. Betonul.
Și apropo, foarte mulți bărbați nu au problemă să poarte această mască. Pentru că e o mască după care se pot ascunde uneori toată viața. O mască de beton, în care, da, nu este bine, dar pe de altă parte poți fi acolo foarte mulți ani, foarte mult timp. Și pe tot timpul poți să ai explicații din astea. Nu, așa sunt eu. Și vrei de la mine. Așa sunt eu. Uh-huh. Știi, așa sunt eu. Și mulți bărbați, toată viața spun așa sunt eu. Abia când îi vezi la o înmormântare, descoperi altceva. Sau abia când mi-am auzit eu, de exemplu, tatăl anunțându-mă despre faptul că a decedat mama lui, l-am auzit prima dată în viață plângând. Plângând în hohote, da. Dar unii bărbați nici în așa momente nu-și permit. Nu, pentru că e mai sigur așa. E mai sigur, adică e mai mic riscul să fii criticat, judecat. Sau, și apropo, nu doar criticat, judecat de alții, pentru că critica asta o interiorizează. Adică la un moment dat nu o să mai trebuiască să te critici tu pe tine pentru că ai făcut chestia asta. Nu mai trebuie să vină cineva și să-ți spună cum poți tu să faci, tu ești bărbat în casă. Nu, nu poți să nu o facă, dar o faci tu cu tine. Pentru că mesajele astea, ele nu sunt obligatorii, știi, că n-am luat lecții de mesaje. Uh-huh. N-am mers la o facultate în care am învățat să fim bărbați. Nu, lucrurile astea s-au întâmplat așa. Pe unde spuse, pe unde nespuse, dar tu le deduci din asta. Acum aud, chiar am făcut și o postare la mesaje contradictorii. Pe de o parte, fii puternic, fii curajos, dar pe de altă parte, nu lovi pe nimeni. S-ar putea să trebuiască să fiu curajos să-mi asum niște riscuri. Există riscul să fiu mai, nu știu cum. Știi, sunt mesaje, încă o dată, le au și fetele și băieți. Uh-huh. Tot timpul fac disclaimer ăsta, Doamne. Tot cred că dintr-un sentiment divin, ca nu cumva să ne dreptățesc și să zic, vorbesc doar despre bărbați, de parcă ar fi ceva greșit în a vorbi doar despre asta, știi? Dar fac disclaimerul ăsta tot timpul, că nu vorbesc doar despre unii, vorbesc despre ambii. Dar nu poți înțelege durerea unui bărbat dacă nu te uiți nu doar la ceea ce el spune, dar dacă te uiți și la ceea ce el face cu sine. Uitați-vă la statistici, uitați-vă la lucrurile care ei le fac și o să vedeți în acele statistici durerea și singurătatea. Uite, din experiența pe care tu o ai la cabinet, care e atitudinea bărbaților? Ce simt ei față de vulnerabilitatea lor? Vină, de obicei. Vină? Vină, da. Nu rușine, vină mai degrabă. Victoria, ei nu au acces așa de ușor la această vulnerabilitate. Ei de foarte multe ori formulează așteptări în spuneți-mi ce să fac. Puțin ajutați-mă să găsesc un echilibru între nu știu ce. Bine, nu că n-ar avea limbajul necesar pentru ca să formuleze asta, ci pentru că sunt obișnuiți să facă, nu să simtă. Și cei care sunt astăzi mai des bărbați sunt învățați să facă, nu să simtă. Asta nu înseamnă că doar să simți este soluția. Soluția este să le poți combina și să fii în echilibru între ce spui și ce simți. Că atunci când tu vezi pe cineva drag și el suferă, tu nu trebuie să vii la el să-l scuturi pentru ca să-l oprești. Când îți vezi copilul că plânge, mai ales dacă el este băiat, nu trebuie să vii să-i dai două la ceafă pentru ca el să se liniștească, ci să îl iei în brață. Dar ce-ar fi dacă tu ai luat pe cineva în brață, mai ales dacă e băiatul tău? Trăiești o frică că dacă o faci, îl crești mămos, nu știu, molău, tot felul de... Da, și atunci îl scuturi. Și statistica cu violența față de băieți confirmă lucrul ăsta. Că băieții sunt supuși mai des unor forme mai dure. Încă o dată, nu înseamnă că nu sunt supuși și fetele și că nu suferă și ele, fără îndoială că da. Dar noi nu vrem să vedem niște lucruri și la cabinet, nu din prima, comparativ cu femeile, ai să scape o lacrimă ca și bărbat. Nu din prima, pentru că va trebui să treacă poate 2-3 ședințe, 4, până la un moment dat să poți arăta vulnerabilitatea asta și tot mai des când, știi când? Când el începe să audă și să recunoască în ceea ce eu spun, ceea ce el simte. E ca și cum când te simți, nu că doar te simți nejudecat, dar că te simți înțeles în sensul în care omul pune în cuvinte și ești, nici măcar tu nu poți pui în cuvinte. Dar tu ai trăit-o cumva și această senzație de, bă, el mă înțelege, asta poate fi foarte deschizătoare de drumuri și atunci ei vor plânge. Sau când vorbești despre
despre presiunea pe care ei cu siguranță au simțit-o atunci când au fost copii, sau dificultatea asta de a fi și cu mintele casei, dar și cel care are dorințe, știi, cel care vrea, cel care vrea să încerce, vrea să urci pe un copac, vrea să urci pe un gard, vrea să sară peste un trunchi, să exploreze, pentru că pe de o parte se așteaptă să fii disponibil când te-a rugat eu aici să-mi fii, știi? Că dacă îmi trebuie ceva, dacă îmi trebuie o caldare de apă, aici să-mi fii pentru că... Și să nu faci probleme. Da. Și pe de altă parte să fii autonom, independent, du-te, descurcă-te cu tăși băiet, hai, dai drum de aici. Dar nu te învârti printre chișoare. Așa că îmblășii ca niște, știi, mai spuneam la un moment dat, dar am supărat niște mami, când ziceam că băieții de multe ori crescuți ca un fel de buruiană. Cresc acolo de capul lor și începem să ne preocupăm de dânși când începi să ne deranjează. Știi că de buruiană te preocupi când te deranjează, că nu poți trece, că nu preți, nu știu ce. Dar așa cât îi ia acolo undeva și nu te deranjează, băi, foarte bine, mersi. Nu vreau să spun că cineva îl vrea rău, dar vreau să spun că avem niște obișnuințe. Și obișnuințele astea de multe ori se transformă în scenarii de viață pentru mulți și după aia în soartă, la care e greu să ai acces. Mulți, de exemplu, bărbați la cabinet înțeleg anumite lucruri despre ei în momentul în care le decedează părinții sau, de exemplu, le decedează tații. Și ei, de exemplu, dacă au avut tați severi sau foarte reci, simt că sunt părăsiți. Adică se simt că nu mai au un... Chiar dacă tatăl a fost dur, sever sau poate chiar violent, în momentul în care decedează, simt că nu mai au o busolă în viață. Pentru că nu mai au vocea aia care e criticat tot timpul. Bine, rămâne vocea din cap, știi? Dar simt că nu mai au sens în viață dacă nu mai este cineva care să le interzică sau care să îi zică nu te baga încolo, du-te... Și își dau seama de niște lucruri. Dar iarăși, nu le este ușor să recunoască că ceea ce, prin ce trec ei este de fapt o senzație absolut firească. Când să fii vulnerabil, să vrei să bocești, să-ți fii dor de omul ăsta, să nu-ți poți găsi locul, să nu poți lucra, să nu poți plânge. Sau să poți plânge doar atunci când, cum povestea un bărbat la un moment dat, îmi luam bicicleta și mergeam pe deal să plâng acolo, să nu mă vadă nimeni. Sau mai trăgeam câte un bocet. Și era atât de trist asta, să înțelegi. Pe de altă parte, slavă Domnului că o făcea așa. Că măcar pe deal undeva își găsea loc. Chiar dacă, apropo, depășim mult mai ușor durerea pierderii, dacă avem oameni lângă noi, nu dacă suntem singuri. Știi? Și tocmai asta n-avem voie de multe ori. Să cerem să fie cineva lângă noi, pentru că trebuie să fim noi lângă cineva, nu trebuie să fie cineva lângă noi. Noi trebuie să fim stâlpul, nu trebuie să fie... Nu poate să aibă stâlpul consilier, știi? Nu poate să aibă stâlpul un umăr. Nu poate să aibă stâlpul un stâlp. Exact, un alt stâlp. Trebuie să fii tu stâlp pentru alții. Și da. Și e cupleșitor, se îndoaie stâlpul. Da. Eu am în cap tot timpul o scenă, un moment care pentru mine a fost unul așa de cotitură, ca să înțeleg perspectiva bărbaților. Era un atelier la care vorbeam despre nevoile oamenilor din punct de vedere psihologic, era moderat de o psihologă. Dumnezeu, ei a pus pe o masă niște cartonașe cu nevoile umane, de la cele fiziologice până la cele spirituale, toate acolo cu denumire. Și sarcina era fiecare să-și aleagă una, două nevoi care simte că sunt cele mai pregnante acum, în acest moment al vieții. Și eram în mare parte femei acolo. Sigur era un bărbat, poate mai era unul, dar nu mai țin minte sigur. Bărbatul era venit cu soția, partenera. După ce fiecare și-a ales cartonașul, când i-a venit rândul lui să spună, a zis că eu am nevoie de mai multă blândețe. Wow! Pentru mine a sunat foarte adânc cuvântul ăsta și a fost un moment de cotitură. Te așteptai cumva prin prisma stereotipurilor pe care le avem la orice, să spun, acel bărbat care are nevoie în acel moment de mai mult succes, de mai multă ordine, de mai mult putere, de mai multă, dar de blândețe nu mă așteptam. Și asta a fost un moment de cotitură care mi-a schimbat perspectiva asupra nevoilor, iată, nespuse și nevorbite. Și era un mediu în care probabil acel bărbat a simțit că în sfârșit pot să spun, că pot să fiu auzit. Suficient de sigur acum, da. Da, și suficient de sigur în acel moment. Tu ai enumerat câteva chestii. De ce sunt lipsiți bărbații atunci când trebuie să poarte masca puterii? Dar eu aș vrea în momentul ăsta, de fapt, să lămurim pentru noi toți, femei și bărbați, de fapt, ce înseamnă vulnerabilitate? Sună poate complicat, dar este curajul de a fi autentic.
Știi, este curajul de a fi așa cum ești tu, numai că dincolo de definiția asta se ascunde, hai spun, curajul de a fi autentic și potrivit momentului sau potrivit contextului în care tu te afli. Adică când ești la înmormântări, să plângi, dacă îți vine să plângi. Când ești la o sărbătoare și te bucuri, să te poți bucura nu doar în interior, dar și în exterior. Adică nu doar să simți bucurie, dar și să poți exprima bucuria asta, dacă te simți confortabil să o faci. Vulnerabilitatea, după mine, înseamnă asta, curajul de a fi autentic așa cum ești tu. Numai că nu toți oamenii, și bărbați, și femeile, știu cine sunt. Adică asta nu este ușor. Și noi, de-a lungul maturizării, asta facem. Ne uităm la oamenii din jurul nostru, îi imităm de multe ori, să ne putem da la un moment seama cine suntem noi. Adică care dintre măștile astea se potrivește cu noi la un moment dat, să o îmbrăcăm, să o testăm, să vedem rezonează, nu rezonează, ne simțim bine, nu ne simțim bine. Și dacă contextul va fi suficient de sigur, adică nu va critica nimeni aceste experimente, și nu ne va băga în poartă doar asta, atunci noi o să ajungem să ne dăm seama că ia ca așa. Și când o să avem 18 ani, o să ne fie mai ușor să alegem sau să simțim că putem alege. Pentru că a alege nu înseamnă să ai 100 de posibilități. A alege asta înseamnă să poți testa 2-3 și să vezi care ți se potrivește și să ai siguranța că odată ce ai să o îmbraci, nu o să vină nimeni care o să-ți spună ce-i cu tine. Dar chiar dacă o să-ți spună ce-i cu tine, să ai curajul să spui, nimic nu-i cu mine, eu sunt așa cum eu sunt. Pentru că nici extrema asta nu-mi place când noi încercăm să spunem că trebuie să transformăm societatea asta în super super, nu știu cum acolo... Tolerantă? Super tolerantă. Asta e un ideal utopic, asta e roza comunism, știi, să fim toți perfecți. Trebuie să ne ferim de ideologii, știi, de idei utopice. Societatea nu este și nici cele care nouă ne par ideale nu sunt așa până nu trăim acolo. E plină de imperfecțiuni pentru că oamenii sunt diferiți și adunați la oaltă fără niște reguli clare, greu. Dar chiar și când sunt clare regulile, noi suntem prea complicați ca să fim perfecți. Cred că de-aia nu suntem în rai, știi, și pe pământ. Dar da. Dacă o fi existat el pe undeva. Da, dacă o fi existat el o lume așa ideală în care toată lumea e în păcat. Da, pentru că tu spuneai, uite, că să fii vulnerabil înseamnă să fii așa cum ești tu, dar așa cum ești tu poți să fii în diferite feluri, adică să inclusiv înseamnă să accepți că poți să fii și puternic și slab și să poți și să nu poți și să ai chef și să n-ai chef în anumite momente și să înțelegi de ce n-ai chef. Și să ai voie să n-ai chef. Să ai voie să n-ai chef, de exemplu, inclusiv asta. Da, să ai voie să ai nevoie de blândețe și când spui că ai nevoie de blândețe, să nu fugă lumea de lângă tine. Pentru că bărbații cred că nu vorbesc nu doar pentru că nu s-au obișnuit să vorbească, dar și pentru că nu se creează contexte în care ei să se simtă că dacă vor începe să vorbească, nu vor fi criticați, judecați. Încă o dată, nu direct. Uite, de exemplu, în adunările de părinți văd asta. Când merg la adunările de părinți, văd mame și tați. Și cu cât mai mult vorbește o mamă, cu atât mai mult taci un tată. Adică de parcă și e complementaritate în asta. Și după aia mai zice din când în când cineva câte un tată ceva. Și după aia când zice un tată ceva, se aud două, trei mame care încep să spună încă câte opinii. Și cu cât mai mult se aude vocea unor, cu atât mai puțin se aude vocea celorlalți. Și încă o dată, nu pentru că cineva e bun și cineva e rău, ci pentru că oamenii cumva se completează, știi, se ajustează. Dacă vorbești tu, vorbești tu. Eu am zis ce am avut de zis, nu mai zic nimic. Se gândește el dacă vede că omul chiar are ceva de zis și mai tot completează și ca să evite de multe ori conflictul. Apropo, asta este o mască pe care o îmbracă de foarte multe ori bărbații, îi se retrag și îl se izolează sau nu spune, nu, mai bine mă retrag. Și de multe ori când se retrage, pentru că nu vrea să fie vulnerabil. Pentru că ce înseamnă să fii vulnerabil? Acolo o să fii, nu știu, să nu ai aceeași părere ca și celălalt. Da. Să intri în contradicții, poate chiar să intri într-un conflict. Și nu vrea să intri în conflict. Pentru că există probabilitatea să rănească, să fii în dezacord cu celălalt. Și el vrea să evite. Și atunci el mai degrabă o să se retragă. Și pentru că în cazul bărbaților mai des conflictul înseamnă și violență fizică decât în cazul femeilor? Da. Și pentru că bărbații sunt, care-i mesajul lor contradictoriu, tratează-o egal ca pe tine, dar în același timp protejează-o. Protejează-o pe femeie, dar tratează-o ca egală ție. Păi dacă o tratez ca egală mie, eu v-am povestit cum era copilăria în ogradă. Asta înseamnă că când nu sunt de acord, o împing.
Nu pentru că îi vreau rău, ci pentru că uneori asta o să fie felul în care eu exprim dezacordul. Sau nu te cuprind, dar când te cuprind, te lovesc așa inițial mai tare, dar s-ar putea să te doară. Și mai bine nu. Mai bine mă retrag. Sau e mai safe, mai sigur dacă mă retrag. Alta întrebare ce se întâmplă cu mine când mă retrag, dar iarăși, noi ne descurcăm, ne-am descurcat până acum, ne mai retragem odată, nimic strașnic. Uh-huh. Oricum, la ce suntem noi tare buni și necesari? La ce suntem? Cine? Oricum contează părerea celui care strigă mai tare, nu celui care are dreptate. Care știi să se bată cu pumnul masă, ăla n-are dreptate. El e rigid, știi? E bătut în cap. Scuze că folosesc poate ironia asta, dar apropo de ironie, sarcasmul și ironie tot e o mască a vulnerabilității. Mulți bărbați o să facă glume. Mască în sens că e pusă în locul vulnerabilității. Da. Atunci când te simți vulnerabil, faci glume ca să te simți puternic. Exact, da. Ca să pari cumva că stăpânești situația asta. Pentru că, de fapt, în momentul în care faci glume de genul ăsta, poate te simți trist sau apăsat așa, sau înfuriat, pentru că prin sarcasm poți transmite multă nemulțumire pe care o ai tu. Și atunci să bagi o glumă în loc de furie e o strategie așa des folosită. Și dacă te uiți, apropo, la cei care fac stand-up, sunt foarte mulți bărbați acolo. Da, da, mai mulți decât și nu-și pun oamenii întrebarea decât clasica asta cu totul este doar dintr-un singur motiv, știi? Că stau clanuri de bărbați la intrare și zic, femeie, n-ai și căta în stand-up. Nu. Apropo, uite, de umorul ca fel de a masca vulnerabilitatea, în ce alte feluri își maschează bărbații vulnerabilitatea? De exemplu, când sunt agresivi și furioși. Asta e masca principală a agresivității bărbaților. Când țipă, când sunt agresivi. Adică înțelegem că, de fapt, în acel moment se simt foarte vulnerabil. Foarte vulnerabil. Asta nu înseamnă că comportamentul lor trebuie scuzat sau îi trebuie mângați pe cap pentru faptul că sunt agresivi. Dar agresivitatea e masca vulnerabilității. Ea maschează vulnerabilitatea. De ce să strigi când ești încrezut în forțele proprii? N-ai nevoie să strigi dacă ești încrezut. De ce să lovești atunci când nu simți frică? N-ai de ce dacă nu simți frică. Tocmai pentru că simți frică lovești. Ca să nu fii lovit sau pentru că percepi un anumit pericol, ori pentru că ți-e frică că omul de lângă tine poate să plece și atunci că intrăm așa pe un teren sensibil, știi, când vorbim despre agresivitate. Dar asta nu înseamnă că femeile nu sunt agresive. Noi suntem toți oameni, avem toți în noi agresivitate, dar e mai cu seamă antrenată, adică e mai cu seamă permisă agresivitatea, permisă în sensul ne așteptăm că bărbatul o să dea dovadă de agresivitate decât că o să dea dovadă de neputință. Îți imaginezi pe partenerul, nu știu, tău, oricui, care vine la tine și spune, Victoria, eu te-am văzut că tu de vreo săptămână te reții la muncă și stai cam până după 7 și când vii acasă, nu vii cu taxiul, dar te aduci o mașină și la șoferul mașinii e un bărbat. Și eu așa de-a mea patra zi te văd și mă cam sperie ca nu cumva bărbatul care te aduce cu mașina să fie mai bun decât mine. Și tu să te îndrăgostești, Doamne ferește, de dânsul și să mă lepezi pe mine aici. Te rog frumos, asigură-mă că it's just professional. Și el în loc să spună asta, o să vină și o să zică, dar cu cine îmble, mă rog, după ora 6? Și hahar te aduce. Și o să dea o notă de aia de eu aici, cac bă, știu. Mă prefac și nu dau pe față nimic altceva decât certitudine, siguranță și încredere. Și sunt gata să te și controlez dacă vrei. Nu o să apeleze la abordarea asta pentru că eu o să zic, Vasilic, și cu tine. Sau tu m-ai văzut vreodată, nu știu cum. Este foarte greu de imaginat un asemenea scenariu, tocmai pentru că, dar în același timp, este foarte benefic un asemenea scenariu în relațiile de cuplu. Este foarte benefic în relațiile de cuplu să învețe bărbații să fie vulnerabili. Pentru că, dar da, nu întotdeauna bărbații au fost aleși în cuplu pentru vulnerabilitate, pentru a fi autentic în sensul în care l-am definit noi, să fie așa cum ești în diferite contexte. Pentru că în contextul ăla în care se schimbă ceva în relația voastră și tu începi să ai niște reacții și nu le înțelegi până la capăt, că apropo el și-o face și pentru că nu le înțelege, nu înțelege ce se întâmplă cu dânsul. El se începe a neliniști, dar nu-și dă seama că, bă, asta e frică. Asta e frică firească când tu vezi că acum cineva din capul celălalt zică, o, dar asta este neîncredere în forțele proprii, el nu este încrezut în forțele proprii. Serios? Adică voi credeți că încrederea în forțele proprii e ca un beton care niciodată nu se schimbă indiferent de context?
limbajul dragostei presupune ca celălalt ceva să fac care să-mi confirme mie asta. Deci e un lucru care eu îl învăț de-a lungul relației. Eu nu mă nasc încrezut. Eu învăț treptat că încrederea înseamnă să faci asta și să primești în schimb asta. Când eu nu mai primesc sau când se schimbă ceva, este firesc să mă neliniștesc. De-aia nu trebuie să arătăm cu degetul la bărbați și să-i numim neîncrezuți. Într-un sens anume, ei sunt neîncrezători, dar asta nu înseamnă că o fac din putere. Ei o fac din slăbiciune, dintr-o profundă slăbiciune, pentru că nu-și pot imagina viața fără acea persoană. O ce puțin așa le spare. Capacitatea de a cuceri, da, tot e parte din această imagine a puterii, nu? Și capacitatea de a ține aproape partenerul în alte cazuri, da? E parte din această imagine de putere, nu? Că ești în stare, ești, poți. Și eu cred că și femeile și bărbații trebuie să fie puternice. Dar puternice asta ar însemna disponibile să-l ajute pe celălalt în momente de dificultate. Pentru că în relațiile de cuplu e un pic altceva. Acolo nu trebuie să ajuți. Acolo trebuie să îngrijești. Acolo trebuie să te preocupi de celălalt. Asta nu înseamnă că celălalt e incapabil și tu te preocupi de el. Ci pentru că voi ați convenit cumva că e bine la voi și voi vă mai faceți bine prin faptul că vă îngrijiți unul pe altul pe rând, știi? Azi eu ții ceai, mâine tu nii, dar poate numai eu ții ceai și tu nii, nică, și asta tot e ok. De asta e evident că învață și trebuie să ne dăm seama că noi nu suntem așa de complicați pe de-o parte, cum părem sau cum vrem să părem. Suntem destul de simpli în multe privințe. Și nu trebuie să ne complice nimeni viața, adică nu trebuie să ne mai complice cineva încă. Dar pentru ca noi să putem vorbi, pentru ca bărbații să poată vorbi, ei au nevoie de certitudinea că nu vor fi criticați, că nu vor fi judecați pentru asta. Iarăși mi-aduc aminte de unele adunări de părinți în care diriginta de obicei spune: hai bărbaților, hai taților, ce sunteți așa tăcuți? Că văd că numai mamele vorbesc aici. Și stau așa și nedumeriți cu niște ochi holbați, nu înțeleg. Pentru că în momentul în care i-au spus fraza asta, ei au criticat. Acum, ăla care o să fie vorbărețul, o să fie cel mai ori frustrat că o să zică ceva, dar el de obicei nu o să zică, pentru și, care e sensul? Dar ori o să se gândească în mintea lui, ce vrei femeia asta de la mine, adică ce n-am făcut eu? Și iarăși nu e așa. E că am venit, ascultă-s cu mine, îmi fac notiță, întreb după aia și bani trebuie de dat, mă mai propun ceva și dacă-s cu minte, nu-i bine? Tu în ce relație ai fost de-a lungul timpului cu propria ta vulnerabilitate? Dacă a evoluat în vreun fel această atitudine a ta de față de propria vulnerabilitate? Da. Eu am fost într-o relație, o perioadă nu cunoșteam deloc. O perioadă de timp, mai ales în adolescență, am fost destul de timid. Și atunci mi se părea că sunt cam greșit ca bărbat așa, dacă s-o iei. Știi? Băiat timid, nu prea se asociază cu a fi bărbat. Și asta m-a și protejat, pentru că nu m-am băgat în chestii, poate, periculoase așa de mult, pentru că eram mai retras. Dar am avut noroc de prieteni cu care sau în compania cărora mă puteam manifesta autentic. Și atunci, pentru că mă apreciau ei pe mine, adică alți băieți, mi-a fost mai ușor să mă apreciez și eu pe mine în diferite contexte. Când făceam o glumă și nu ne vedea nimeni, când ne prosteam și nu ne vedea nimeni și ceilalți zâmbeau. Și atunci asta mi-a permis să înțeleg că pot să fiu diferit. Pot să fiu și așa, pot să fiu și invers. Și abia cred că la facultate, când am început să înțeleg mai multe lucruri despre cum funcționează oamenii, relațiile, pentru că psihologia deschide niște uneori uși în care nu vrei să intri, dar ți le deschide, vorba aia, posibilitate o ai. Dar cred că pe la 30 și ceva de ani am învățat, de exemplu, să plâng fără a mă simți cumva prost după asta că am plâns, știi? Să scap o lacrimă și atunci când fiica mea mă întreabă: tată, tu plângi? Eu să nu simt niciun fel de vină sau remușcare pentru ce că în momentul ăsta mi-am permis un act extrem de periculos. Da, pentru asta a trebuit ani în care, și cred că profesia m-a ajutat foarte mult, dar cred că mai mult ca profesia m-a ajutat relația cu copiii și dorința mea de a fi amuzant, știi cum, interesant,
profesia, pentru că am consiliat foarte mulți ani și adolescenți, m-a forțat să fiu cumva pe înțelesul lor și asta a însemnat să îmbrac diferite roluri, știi, să mă compăr și așa, 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 așa. Și atunci, în unele momente, știi cum, n-a fost plăcut, dar experimentând mai multe feluri de a fi, înțelegi că nu-ți cade nimic dacă, dacă ești așa. Că, din potrivă, te cunoști și te înțelegi mai bine. Îți înțelegi mai bine limitele, îți înțelegi că, uite, așa nu pot fi. Asta nu-i pentru mine sau asta nu-i despre mine. Și cred că acum trăiesc o perioadă în care încep a înțelege mai mult despre cât de importantă sănătatea mea, pentru că îmbătrânim după 30, știi? Mai ales când treci prin vreo probleme de sănătate și ea te oprește, știi? Îți aduce aminte cât de importante sunt lucrurile alea banale pe care noi le spunem la sărbători, să avem sănătate. Mai un lucru care mai, apropo de vulnerabilitate, un lucru care l-am învățat nu de bine de la, cred că ambii părinții ai mei, că nu prea ai voie să ai grijă de tine. Profesia mă obligă să am grijă de mine, în sensul în care, de exemplu, faci formare, trebuie să mergi la cursuri, trebuie să mai discuți cu un supervisor pe acolo care vrând nevrând te întreabă ceva de tine și cum e pentru tine și nu știu ce. Dar nu mi-am văzut niciodată părinții odihnindu-se. Și asta e trist, dar abia acum, la vârstă matură, încep să văd valoarea din a nu te sacrifica. Pentru că sacrificiul a fost un fel de imprint în sacrificiu pentru familie, pentru copii, pentru... Și apropo, și iarăși femeile și bărbații au această temă, doar că la bărbați ea se duce până într-o extremă. Până în extrema uneori în care viața lor nu mai are sens dacă ei nu se pot sacrifica pentru alții. Pentru că bărbații, apropo, sunt mai tentați să copii poziții periculoase, să ia joburi, că nimeni nu face forumul constructorilor. Nimeni nu face. Avem forumul oamenilor care din domeniul IT, femeilor din domeniul IT, dar nimeni nu face. Femei din construcții. Și nu pentru că e mai puțin valoroasă construcția, ci pentru că ca să faci construcții trebuie să te expune pericol mult mai mare. Da. Și e mult mai mare probabilitatea bărbații să aleagă aceste poziții. Constructori, polițiști, salvatori, da. Toate. Și nu-i doar din cauza stereotipurilor, dar este și din cauza că probabilitatea să ai o remunerare mai mare acolo. Dar de ce ai nevoie de bani? Nu ai nevoie de bani de dragul banilor. Ai nevoie de bani pentru că banii sunt echivalentul valorii pe care tu aduci în familie. Aduci bani. Nimeni nu spune, avem nevoie de bărbați care își urmează pasiunea. Spunem, bărbat trebuie să facă bani. Nu contează ce face. Și de-aia, dacă asta e mesajul care el îl primește, că nu contează ce faci, trebuie bani să iasă, el o să facă orice bani să iasă. Și unii o să facă infracțiuni, bani să iasă. Această vulnerabilitate, să-ți dai voie să nu te sacrifici, încă n-am învățat-o. Eu încă lucrez la asta, pentru că încă mi se pare că are mai mult sens munca decât odihna. Nu văd sens încă atât de mare în odihnă cum îl văd în muncă. Rezultatele sunt mult mai evidente. Și încă lucrez la capitolul ăsta și fac eforturi, deja mult mai conștiente decât acum ceva ani, dar asta mi se pare enorm de important. Care sunt consecințele, da, efectele a acestei negări a vulnerabilității, inhibarea ei, mascarea ei, în cazul bărbaților, din experiența pe care o știi la cabinet și cred că știi și date statistice? Da, uite, ceea ce am spus despre agresivitate și izolare și sarcasm, poate mai puțin în cazul sarcasmului, dar izolarea și agresivitatea capătă forme penale sau forme periculoase pentru viață. De exemplu, maschezi vulnerabilitatea prin izolare, ești în mai mare risc să faci dependențe de tot felul. Alcoolul e primul pe masă, ești social acceptat să vin din magazin 18+, cumperi 50 de sticle, nimeni nu o să-ți spună luați 49. Ești bărbat, bea până la capăt. Bea un pahar de gin și să-ți treacă, da. Asta este prima direcție și bărbații, apropo, sunt un risc mult mai mare pentru dependențe de substanțe chimice. Statistica o demonstrează. Tocmai pentru că ce-ți dau substanțele este plăcerea momentului. Iar asta este exact ceea ce ei își refuză. Să aibă plăcere în moment, pentru că tot timpul sunt învățați să lucreze pentru mâini, pentru poimâni, depunem efort azi, ne chinuim, scoatem tot de pe noi, numai ca să nu știu ce. Și atunci dependențele te ajută să ai această gură de aer, între ghilimele, care se transformă după aia, de fapt, într-o formă de suicid. Suicidul, apropo, ca formă de izolare, și statisticile confirmă ceea ce eu spun, marea majoritate a bărbaților care aleg forme letale de suicid, femeile, apropo, fac mai des,
adică încearcă mai des. Dar bărbații, cum s-ar spune, mai des reușesc. Și asta este o altă consecință a izolării. Și tot ceea ce înseamnă boli cardiovasculare, de obicei se traduce ca o presiune sau o tensiune internă. Asta Dar la nivel relațional, emoțional, de ce se privează? De ce se privează? De plăceri se privează. De pornografie, apropo, este o formă de izolare. Când mi-este rușine să, sau nu știu cum, să negociez cu partenera mea viața noastră intimă, pornografie alternativă. Și atunci se izolează acolo. Și probabilitatea să devină pornografia femeia cu care sunt în relații sau tot felul de comportamente de genul ăsta este foarte înaltă. Pentru că, știi, cineva poate să se gândească, păi da, dar vezi mai mulți bărbați care își cumpără nu știu ce sau fac nu știu ce. Extrema nu înseamnă decât confirmarea, adică dacă bărbatul o merită într-o extremă și el de la nimic trece la foarte mult, e aceeași fațeta problemei. Când ei își neagă, muncesc, de exemplu, foarte mult timp, asta înseamnă că își neagă dreptul de a se relaxa. Și atunci probabilitatea ca să vii un weekend în care nu-l mai găsești și stălat, nu înseamnă că l-ajută, chiar dacă l-ajută pe termen scurt. El, de fapt, agravează problema, pentru că el, prin weekendul cealaltă în care nu mai ai cu cine să vorbești, își ia așa numita doză de răgaz, ca după aia să revină și iarăși să muncească ca un neom. De fapt, dintr-un fel de izolare în alt fel, da, de izolare. Da, exact. Dintr-o extremă în cealaltă. Uh-huh. Deși poate pare pentru cineva că el a ieșit cu, s-a dus cu prietenii, da? Depinde cum revine, știi? Depinde ce va face după ce revine de acolo. Uh-huh. Asta e mai degrabă întrebare. Și o altă parte este tot ceea ce înseamnă, că am spus despre agresivitate și iar statistica o demonstrează, toată infracționalitatea și pe violență în familie a bărbaților și infracționalitatea în general, pentru că bărbații sunt mult mai des victime ale infracțiunilor decât femeile. Omorul bărbaților de către alți bărbați și nu numai este mult mai înalt. Deci conduita asta antisocială, unde faci rău altora, e o formă de a masca vulnerabilitatea, pentru că tu când faci o gașcă, o bandă cu care faci infracțiuni, tu nu doar încalci legea, dar și tu îți asiguri niște nevoi pe care nu te simți încrezut să le asiguri altfel. Adică în loc în să mod mergi, legal. Exact, în mod legal. În loc să mergi la muncă și să deschizi o afacere, tu faci o bandă și mergi pe la alții și le iei bani cu deasâla. Pentru că dacă o faci legal, intri într-o vulnerabilitate. Dar așa, dacă o pornești din poziție de agresivitate și să o impui mai ușor, mai repede, pe scurtătură, mai înțelegi cu nu știu cine, mai dai și lui. Și găștile sunt, apropo, nu prea am auzit eu de astea. Lidere de grupuri criminale, exact, organizate. Exact, da. Nu că n-ar fi, cu siguranță nu avem notată statistica, dar mai des găsești acolo bărbați. Câte penitenciari avem? 17? Pentru femei, 1. Deci tendința e clar, este o vulnerabilitate pentru conduita antisocială. Și asta este o mască a vulnerabilității. Comportamentul antisocial, atunci când fac rău altora, da, eu rezolv o anumită problemă pe care mi se pare că nu o pot rezolva altfel. Într-un mod social, într-un fel, mod prosocial, pentru că modul prosocial presupune să ce? Să negociezi, să te ascult pe tine, să văd ce simți, cum te descurci, să-ți spun și părerea mea, să fii ok cu ce să-ți spun. Deci e un proces care consumă un pic mai multă energie psihică. Și când ești educat de vârstă mică, că gura mică, treci la treabă, nu îngrăie aici, adică foarte repede, așa, comportamentul antisocial e practic educat. Ai creat toate condițiile pentru ca băiatul ăsta, când ajunge în adolescență, să fie, mai ales că acolo mai are și o lovitură din aia, din perspectivă fiziologică, știi, că se maturizează hormonii și tot așa, și ele în combinație fac profilul perfect al băiatului care nu se descurcă în viață. Și sunt atât de mulți bărbați care trăiesc vieți de o tristețe din neimaginat. Și când spun tristețe, asta înseamnă vieți care pe din afară par destul de ok. Adică sunt bărbați care merg la muncă, au copii, au familii. Poate chiar și de succes. Poate chiar și de succes. Din punct de vedere social. Da. Dar trăiesc o singurătate și o senzație de asta de a fi străin, de a nu ți înțelege propriile nevoi. Pentru că mulți în afacere, apropo, când consult bărbați care sunt din afacere, îmi spun asta. Mi se părea că când am să câștig 10.000 de euro, gata, o să fie platou fericirii mele. Și când mi-am dat seama că îi câștig, am înțeles că nu s-a întâmplat nimic. Și alții pleacă în extremă și zic, nu, e ca când 100.000, atunci o să fie. Și de fapt îți dai seama că la un moment dat, nu cât câștigi, ci de cât ești mulțumit
sau cât pentru tine e suficient ca să te simți mulțumit de tine. Pentru că, de fapt, în viața ta nu prea ai avut situații în care oamenii să fie mulțumiți de tine. Părinții n-au fost mulțumiți pentru că ți-au spus când ai să și bărbat, nu ești bărbat, dar ai să și bărbat. Deci tot timpul stins către ceva. La fetiță le spunem, ești fetiță. Ai tot când o să devii femeie. Când ai să devii femeie, da. Condiționare. Păcat că bărbații nu pot naște. Știi? Pentru că experiența asta, vrând nevrând, te obligă să începi să intri într-o relație cu cineva foarte vulnerabil. Și tu vrând nevrând, de asta tații care își dau voie să fie tați implicați, descoperă foarte repede ce înseamnă empatie, ce înseamnă dragostea necondiționată pe care parcă o simțit-o, dar abia când ai copiii tăi sau abia când îngrijești de un copil, pentru că nu e obligatoriu să naște un copil. Când am spus să naște în sensul că să fii nevoit să îngrijești de cineva foarte vulnerabil o perioadă îndelungată de timp, atunci începi să-ți dai seama cât de mult contează relațiile și felul de a te înțelege cu cineva. Uite, aici mi-am amintit de o scenă într-o discuție cu un prieten. Cred că erau discuții de genul cumva că parcă e o nedreptate din asta socială că porți 9 luni copilul în burtă și după aia poartă numele tatălui, dar nu a mamei. Și am primit replica, zice: da, păi mama îl poartă 9 luni și tata măcar cu atâta să se aleagă, că îi dă numele. Oh, ce trist, Doamne! Mi s-a părut iarăși o chestie și am zis, da, uite, nevoia asta de a marca cumva legătura, știi? Da, ea are o explicație istorică, Victoria, dar de acord. Da, nu, eu am empatizat, adică când am auzit această replică, am fost de acord. Da, adică... Da. Știi, o să fie un public acum care o să zică, da, da, cine îi încurcă pe dânșii să facă așa? Îi înțeleg când spun asta, dar ce înseamnă cine îi încurcă? Dar nu asta vrem de la dânșii? Nu pentru asta îi alegem? Noi spunem că vrem ajutorul lor, dar nu tot noi spunem, dă-te deoparte că știu eu mai bine? Că și nu e un mesaj contradictoriu? Da, și de fapt este la iveală că toată dinamica asta nesănătoasă e tocmai din cauza acestor stereotipuri și de gen despre cum trebuie să fie femeile și cum trebuie să fie bărbații și ce trebuie obligatoriu să facă femeile și ce trebuie să facă bărbații. Probabil niște modele care, cum zic, a ajutat specia umană să supraviețuiască în perioade complicate și am ajuns aici, iată, să ajungem să fim, să putem învăța și să fim așa deștepți și să facem podcasturi, știi? Da. Dar cred că în momentul ăsta deja nu prea ne ajută aceste modele. Acum ne dăm seama că de fapt mai mult ne strică decât ne ajută aceste modele, pentru că, iată, ne îndepărtează de cine suntem cu adevărat, ce spuneai mai devreme, despre ce înseamnă să fii vulnerabil și să fii tu însăți. De acord, de acord. Doar că în discuția despre stereotipuri, nu, să faci inversul nu înseamnă să nu te conduci de stereotipuri. Exact, exact. Să ai libertatea să alegi, asta înseamnă să nu fii constrâns, dar să ai libertatea nu înseamnă să ți-o dea cineva. Lumea crede că trebuie să ți-o dea cineva, trebuie să fii cineva care să nu, niciodată să nu fii împotriva ta sau să nu aibă nimic împotriva. Dacă ai spus-o, gata, legi să rămână. Și ne ducem în extreme și apropo și în educația copiilor. Când ne temem, Doamne ferește să-i spun ceva, că să-i strâc spiritul creativ dat de la nu știu cine. Nu, copiii funcționează mai bine când au limite. Și aceste limite înseamnă să ai fermitatea de a spune nu e voie, nu se poate. Și nu pentru că e băiat sau fată, ci pentru că e periculos și îl salvezi de la un pericol. Și când o să fii în capacitate să înțeleagă mai mult despre asta, o să-i poți să explici mai multe. Dar astăzi e suficient să-i spui nu, e voie și să nu continui cu 16 propoziții inutile despre sensul electricității. Apropo de copii și de nevoile bărbaților, da, dreptul la vulnerabilitate. Știu că ai pornit un proiect privind educația parentală sensibilă la nevoile băieților. Exact. Am spus bine, da? Exact așa, da. Ce presupune și ce scop are? E un proiect în care încercăm să pilotăm un program de educație parentală sensibilă la nevoile băieților. Ce înseamnă lucrul ăsta? Am pornit de la premisa că vrem să prevenim niște fenomene care se întâmplă în familiile din Republica Moldova. Să prevenim? Asta înseamnă să ajutăm cumva băieții, mai bine spus părinții care educă băieți, să facă ceva diferit astăzi, să devină mai conștienți de ce se întâmplă cu băieții lor și care sunt nevoile lor, sau care sunt, mai bine spus, nu nevoile, că nevoile sunt relativ identice băieților și fetelor, dar care sunt vulnerabilitățile lor. Adică la ce băieții sunt astăzi mai vulnerabili? Băieții sunt astăzi mai vulnerabili la, de exemplu, dezvoltarea lor emoțională. Sunt mai vulnerabili. Și părinții sunt mult mai tentați acolo să aplice metode mai dure decât în cazul fetelor pe alocuri.
să neglijeze viața emoțională a unui băiat, să o nege, să spună că ea pur și simplu nu există. Să lipsească, sau, nu conștient sau nu din dorință, să lipsească băiatul de foarte multe modele masculine la care îl poate învăța. Și asta este important. Deci să-i ajutăm pe părinți să înțeleagă ce pot să facă astăzi ei cu băieții lor care au 5-7 ani, pentru că vorbim despre grădiniță, în așa fel încât ei să crească în niște bărbați responsabili, curioși și așa de multe ori cum ei și doresc. Pentru că ei de multe ori când îi întreb ce își doresc, îți spun că nu vor un bărbat violent, nu vor un bărbat care să-și ia viața la 35, nu vor un bărbat care să mănânce compulsiv până cade pe jos sau să consume abuziv alcool. Nu, noi ne dorim bărbați responsabili, echilibrați, capabili să își urmeze calea, talentele, vocația, indiferent de domeniu. Și am creat acest proiect prin care încercăm să întrunim părinții din grădinițe, să facem cu exerciții lucruri care să-i ajute pe ei să fie mai aproape de băieții lor, să le dăm mici sarcini, teme pentru acasă, amuzante, curioase, care să-i apropie pe ei ca și mamă, băiat sau tată, băiat. Și din statisticile noastre, majoritatea băieților au încă pe cineva, o frate, o soră, și acolo tot e o dinamică interesantă, cum să ajutăm pe băieți să aibă relații respectuoase cu sora sau cu fratele lui, mai mare sau mai mic. Deci să îmbunătățim un pic nivelul de înțelegere a părinților, a particularităților de vârstă pe care le au băieții și să le dăm niște instrumente practice, simple, utile, care le pot pune în aplicare astăzi, cu ajutorul cărora sperăm că o să le facem viața un pic mai interesantă. Ați ales deja grădinițele sau cei care vor încă pot să apeleze? Am ales deja grădinițele. Uh-huh. Am mers în trei regiuni, una dintre care este Chișinău, pentru că am zis că jumătate de țară e aici, nu putem să ignorăm Chișinău, chiar dacă mulți spun că duceți-vă în Raioan, duceți-vă în Raioan. Da, ne ducem, dar am fost și în, am selectat și două regiuni, Ialoveni și Căușeni, și cred că săptămâna asta au început activitățile și până în martie 2024 ne propunem să pilotăm acest program, după aia să vedem ce a mers, ce n-a mers, să punem această experiență într-un ghid pe care să-l putem împărtăși altor grădinițe și ele să poată replica această experiență. Și noi ne gândim să există o continuitate a acestui proiect, dar am pornit de la asta, de la a încerca să ne răspundem la întrebarea, ok, dacă băieții și fetele au nevoie de același lucru, și asta spunem apropo cu tot timpul, și e adevărat spunem, de ce li se întâmplă băieților și fetelor probleme diferite în viață? Poate este pentru că nu înțeleg sau neglijăm niște vulnerabilități ale lor. Și eu cred că asta ne propunem prin acest proiect, să facem lumea mai sensibilă la vulnerabilitățile băieților. Nevoile sunt aceleași, dar vulnerabilitățile nu sunt aceleași. Și sperăm să iasă bine. O să avem și o mică campanie de comunicare pe subiectul ăsta. Mică, mare, o vedem cum o facem, dar vrem să ajungem și în spațiu public cu niște mesaje cheie despre băieți. Cum ar fi, de exemplu, că băieții nu sunt bărbați. Băieții sunt copii și îi trebuie tratați ca atare conform vârstei. Uh-huh. Trebuie să ne bucurăm de viața lor cât ei nu sunt maturi, să-i tratăm ca pe copii. Adică să avem indulgență, înțelegere, să stăm lângă ei, să le acceptăm emoțiile, să-i disciplinăm, să-i ghidăm, să-i spunem asta e voie, asta nu-i voie, dar nu să-i tratăm ca pe niște bărbați. Că bărbați, nu trebuie să faci nimic ca să fii bărbat. Știi? Tu deja te-ai născut femeie, deja te-ai născut bărbat sau băiat sau fată. Nu trebuie să mai faci ceva pentru asta. E nevoie pur și simplu să ai, știi cum, dreptul să fii cine tu ești. Nu trebuie să-ți demonstrezi la nimeni. Dar pentru bărbații adulți, uh-huh, care conștientizează că ar vrea să poată să fie vulnerabil, ce le-ai sugera? Ce ar putea să facă? Știi, mă gândesc nu la ce le-aș putea sugera. Le-aș putea sugera multe. Ce sunt gata ei să facă astăzi? Știi? Uh-huh. Pentru că orice schimbare care trebuie să o producă ei vine la pachet cu niște prețuri, cu preț care trebuie să-l plătești. Dacă vrei să stai lângă copiii tăi mai mult, trebuie să vezi cum îți aranjezi munca, diferit de cum o faci acum. Dacă vrei să te plimbi mai mult cu băiatul tău sau cu fata ta și să îl observi mai mult, trebuie să umbli la niște aranjamente pe care le ai cu soția ta, cum vă împărțiți voi acolo responsabilitățile. Pentru că e cel mai simplu să nu faci nicio schimbare și ți-o dorești. De-aia le-aș sugera să-și planifice timpul unul la unul cu copiii lor. Timpul unul la unul înseamnă în timp în care nu este nimeni decât el și copilul lui. Și pot pentru început doar să-i privească pe copii, să meargă la un teren de joacă dacă sunt mici și să-i lase acolo să joace și ei să facă, doar să-i privească, să privească cum se joacă. Și după ce i-a văzut cum se joacă, să-i spună ce a văzut. Te-am văzut că săreai de 3 ori într-un picior și de 4 ori în alt picior. Să-i spună copilului ce vede la dânsul. Pentru că sunt atât de mulți băieți care, și fete, dar că vorbim despre asta, care-s dornici să audă că sunt văzuți.
știi? Că este cineva care îi vede, care îi apreciază, nu pentru ce a făcut bine, că și nu e vorba despre a aprecia pentru anumite lucruri, că ajungem și acolo foarte repede, ci pur și simplu să fii în atenția părintelui, să fie în cuvintele, în gura lui, să vadă că este doar tatăl sau mama mea care mă vede și mă aude și nu trebuie să facă niciun efort în plus, nu trebuie să cumpărăm jucării, nu trebuie să-i trimitem în Bali pentru asta sau știi, nu trebuie să creăm experiență scumpe, trebuie să ne planificăm timp. Și asta e posibil. O dată pe săptămână, sâmbătă, de la 11 la 1, undeva într-o așa și nu mai faci nimic după asta. Și crede, dacă își planifică așa timp, dar iarăși, eu știu cu mintea mea ce înseamnă asta. Dar este posibil și dacă o să facă, o să se întâmple lucruri foarte frumoase pe care o să le... nu o să le primească acum, poate. Poate un pic mai târziu. Dar știi cum? Mai târziu sau mai devreme oricum o să se oprească și oricum o să-și reevalueze prioritățile. Mulți bărbați o fac când ajung la criza vârstei mijlocii. La 40, 40 și ceva de ani, când începe a-și pune semne de întrebare, dar nu le spun cu voce tare. Pentru că cine să le asculte? Și începe a face tot felul de prostii. Asociate cu această imagine a vârstei mijlocii. Da, 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 da. Când nu mai sunt așa atrăgător, când nu mai știu și începe să avânta niște extreme. Tocmai pentru că nu-și pot răspunde la întrebarea cine sunt, ce am făcut, ce e bun la mine. Și unicul criteriu de măsurare este nu știu, cât bani am și am casă, n-am casă, copac, nicopac. Dar mă întreb dacă nu este una din fricile bărbaților atunci când se gândesc la a fi mai autentici, mai vulnerabili inclusiv. Nu e frica de a nu mai fi bărbat, de a nu mai fi suficient de bărbat? Păi de asta e și antonimul cuvântului bărbat. Vulnerabil, nu bărbat. Puternic, bărbat. Puternic, nu puternic. În înțelegerea mea, puternic, asta înseamnă a fi autentic, știi? Să-ți recunoști potențialul, să spui ce poți și să recunoști ce nu poți. Să fii ok cu ambele. Dar da, asta este. Dar știi cum, să faci un pic de sarcasm, cât sunt vulnerabil, ca să nu fiu foarte vulnerabil la tine la podcast. Eu pot să-i bucur. Eu oricum o să moară mai devreme, în mediu cu 8 ani. Îi așteaptă moartea pur și simplu după ușă. De asta să nu cred că au așa mult timp. Și, mă rog, ori dă o boală peste dânșii și îi scutură, ori cine știe ce le se mai întâmplă. Și nu pentru ca să le vreau rău, ci pentru că e greu să te oprești din ceva cu ce ești obișnuit. Și uneori ai nevoie de un eveniment sau de ceva ce să-ți scuture percepția ta asupra lumii. Și uneori asta poate să fie o problemă așa mai gravă. Sau reamintirea că ai să... O să vină o zi în care n-ai să mai fii, știi? Da. Și atunci... Apropo, ai observat că de multe ori copiii adulți, când e vorba să meargă la țară, la părinți, nu spun că mergem la părinți, dar mergem la mama. Da, mergem la bunica. Nu la bunelul. Nu la bunelul, da. Bunelul pe acolo, pe undeva, anexă. Da. Aici, apropo, că azi tot mi-am amintit tot felul de scene. Mai am una. Lucram cu niște colegi într-un proiect care se întâmpla într-un liceu care are și curte. Și eram trei colegi, un coleg și încă o colegă, deci două femei și un bărbat care coordonam tot ce se întâmpla pe acolo. Și trebuia de multe ori să intrăm și să ieșim din curtea liceului cu mașina. Eu și colega mea conduceam. Și era un paznic la poartă care ne tot deschidea poarta. Și după vreo trei zile așa, nevăzându-ne încolo, plimbându-ne încolo încoace, la un moment dat, domnul a avut așa un fel de gânduri spuse cu voce tare, știi? Zice, da, ziua de azi, iată, femeile și mașinile conduc și numai și nu fac, e că am auzit la radio că de-am și copii pot faci fără bărbați. Ah, de grabă, mai timp când ați mai trebuim la nică, știi? Și deci, era atâta tristețe, dezamăgire în vocea lui, de la acel statut de privilegiată, așa, da, de autosuficiență prin simplu fapt că ești bărbat. Și astăzi a ajuns la o vârstă înaintată și privește această realitate, atât care se transformă în fața ochilor tăi. E iarăși una din imaginile care mi-a rămas așa adânc în memorie. Și vroiam să închei, de fapt, cu întrebarea pentru tine astăzi. Ce înseamnă să fii bărbat?
Pentru mine astăzi să fiu bărbat înseamnă să fiu, să jonglez între câteva roluri. Între a fi un soț, între a fi un tată, pe cât se poate de bun și implicat, și a fi un profesionist, adică un om angajat în câmpul muncii, care se străduie să facă cât se poate de mult, să facă mai mult din ce-i place, la ce-ți pricepe și nu la lucrurile din care iesă bani. Și această jonglare între aceste trei roluri e un exercițiu complicat, vreau să-ți spun. Cred că în care ne aflăm tot viața, știi? Pentru că părinți nu ne oprim să fim niciodată, soți, soții, și angajat tot, pentru că sensul în viață ți-l, cumva viața, chiar dacă pare foarte complicată și simplă, pentru că nu ai chiar atât de multe domenii în care trebuie să reușești, sunt doar două sau trei. Și cariera sau activitatea ta profesională face parte din ea, pentru că noi nu putem să nu muncim. Nu avem cum, asta e sursa noastră de supraviețuire și de sens care ne-l căutăm în viață, pentru că ceea ce facem în muncă sau prin munca noastră, îi știi cum, amprenta pe care o lăsăm în locul unde ne aflăm, că e societate, că e țară, numește-o cum vrei. Și știi cum, femeile foarte mulți ani, sute, poate mii de ani, au fost ferite de acest aspect profesional. Pentru că unii cele roluri pe care și le erau încurajate este rolul de mamă. Și acum, vreo 50-60 de ani de când e diferit. Și eu cred că e de bine că e diferit. Acum întrebarea este ce e diferit pentru bărbați? Pentru că modelele tradiționale nu mai funcționează așa cum funcționau pe timpuri. Nu e suficient, cum spui tu, să naști bărbat ca să vină la pachet niște privilegii, dar și niște responsabilități deosebit de mari, despre care nu ne place să vorbim. Și atunci trebuie să regândim și perspectivele pe care le creăm pentru bărbați, alternative rolurilor tradiționale, pentru că în cele tradiționale, evident că se pot identifica. Asta este cum încurajăm tații să fie tați, responsabili și implicați, pentru că asta ar însemna o schimbare. Dacă vrem mai multe mame să se bucure de o activitate profesională, înseamnă că trebuie să creăm contexte în care tații să fie încurajați, bucuroși, să-și asume această responsabilitate, să fie educatori, să fie profesori, să fie învățători, mentori pentru alți băieți, pentru alte fete. Și eu cred că această tranziție încă nu a avut loc pentru tați în mod conștient. Deci ei încă sunt, sau bărbații încă sunt lăsați acolo sub camuflajul ăsta că ei știu ce vor, că-s bărbați și știu ce vor. Dar cred că prin dialog totuși o să putem, uite, cred că printr-un dialog așa cum îl avem noi cu tine acum, o să putem să ajungem la sens, la un alt sens pe care și-l pot lua bărbații în viață. Pentru că atunci când tu dialoguezi cu cineva, tu nu doar asculți ce spune el, dar și te gândești la și de fapt în cap la tine când răspunzi la întrebările lui. Și cred că asta o să-i ajute pe mulți bărbați să înțeleagă. Când în dialog nu doar vor asculta sau vor vorbi, dar și vor pune și ei întrebări ce de fapt în capul lor, ce de fapt ei își doresc și care este calea pe care trebuie să urmeze. Mulțumesc, Sergiu. Mulțumesc pentru o deschidere și vulnerabilitate. Cu drag. E a doua oară când abordez acest subiect aici în Laboratorul Social și simt că încă mai sunt întrebări și aspecte de discutat. Dacă nu ai ascultat episodul despre emanciparea bărbaților din 10 ianuarie 2023, îți recomand să-l cauți pe platforma preferată de podcast. Cum s-ar transforma feminitatea și masculinitatea într-o lume în care nu ne mai împărțim rolurile atât de strict? De ce ne este frică în acest proces de transformare? Ce ne temem că am pierde sau ce ne temem să ne asumăm? Sunt doar câteva din întrebările la care aș continua să caut răspunsuri. Dar ceea ce e limpede pentru mine acum e că nu putem să ne simțim în siguranță într-o lume în care le cerem bărbaților să-și amputeze emoțiile, sufletul, iar femeilor gândirea, mintea. Cred că putem fi mai complexi și mai interesanți decât niște roluri prestabilite. Tu cu ce gânduri, cu ce întrebări ai rămas după acest episod? Aștept mesajele tale scrise sau înregistrate audio ori video. Le poți trimite la adresa de e-mail corobanv@rfrl.org. Împărtășește opiniile tale despre acest episod, ori despre altele, sau poveștile tale. Astfel vei deveni colaboratoare sau colaborator în Laboratorul Social. Poți să-mi scrii și pe rețelele de socializare dacă așa ți este mai comod.
Vă mulțumesc fiecăruia pentru toate mesajele de feedback primite pe YouTube, pe Facebook și în privat. Le aștept în continuare. Mă ajută să înțeleg ce îți place și ce ar fi de îmbunătățit în laboratorul nostru. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Ca să nu ratezi niciun episod, abonează-te pe una din platformele tale preferate de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată ce te-ai abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un episod nou și asculți când vrei de pe telefon, tabletă sau laptop. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt actuale mereu. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon. Și de greu! N-am mai văzut așa podcasturi grele.